Baza sportivă din Moșnița Nouă a fost prezentată chiar de către primarul comunei Florin Bucur, care a făcut multe în ultima perioadă pentru comuna sa, a dezvoltat infrastructura rutieră, infrastructura sportivă care acum 10 ani de zile aproape nici nu exista. Astăzi vedem multiple lucruri și foarte multe cluburi care au răsărit și vor răsări în comuna Moșnița Nouă. Localitatea Moșnița Nouă, baza sportivă a localității. În această bază sportivă, în acest moment, își desfășoară activitatea multe dintre echipele pe care le avem în localitatea Moșnița Nouă. Și anume, Gloria Moșnița, Clubul Sportiv Comunal, altădată echipele celelalte care le avem în comună, deoarece infrastructura noastră sportivă este una care trebuie să cuprindă loc pentru toată lumea. Și asta am demonstrat și asta am făcut. Bineînțeles că ne ocupăm de tot ceea ce înseamnă ca această bază sportivă să fie la un nivel competițional care să permită tot ceea ce înseamnă competițiile în comuna noastră. Bineînțeles că ne ocupăm și la nivel de modernizare acestei baze sportive. Anul acesta ne ocupăm de modernizarea vestiarelor și a grupurilor sanitare. A venit momentul în care să trecem la un alt nivel și cu această bază sportivă. Tot anul acesta ne-am ocupat împreună cu Gloria Moșnița de ceea ce înseamnă iluminatul acestei baze sportive ca să putem să facem antrenamente și seara. Tot anul acesta am făcut tot ceea ce ne-a stat nouă în putință ca această bază sportivă să fie demnă de competițiile pe care le avem. În anii precedenți ne-am ocupat inclusiv de împrejmuirea acestei baze sportive care nu exista. Dragii mei, sportul pentru noi este prioritate. Vom face tot ceea ce ne stă cu putință ca aceste baze sportive să fie funcționale, moderne și să aibă toate dotările necesare pentru o bună activitate în sport. În Moșnița Nouă, sportul va rămâne o prioritate.